Salutare! Bine ați revenit la un nou videoclip cu cumpărăturile din piața de vechituri. S-a dat un pic programul peste cap. Dacă am fost și la vânzare, o să văd eu dacă mai postez video de când am fost, am vândut și am filmat. De atunci am mai fost de 2 ori. Dar între timp am mai luat și drăcovenia asta de pe OLX pentru piese. Mac, e cu defect, nu se închide. Oricum m-a interesat bateria și căpăcelul ăsta, că mai am un DS Light care nu le are. Da, astea o să, celelalte DS Light-uri o să le vedeți în alt video. Tot un video de achiziții de la piața de vechituri. Ăsta a fost 100 de lei cu tot cu transport, cu card de ăsta R4, alimentarea originală, așa, l-am luat mai mult pentru piesele respective, din nou seara am mai luat aceste două jocuri, foarte slăbuți în ultima perioadă cu cumpărăturile, da, dacă n-am avut timp să umblu, asta e, Spider-Man Friend or Foe, The Evil Within, ambele au fost 20 de lei. Am mai luat niște cărți de astea antice, de fapt nu sunt chiar așa antice, ceva bandă desenată, nici nu știu ce e asta, și împreună cu aceste două reviste, Știință și Tehnică, ambele din 50, 1.50, 1.52, atât îmi place cum arată coperta asta, uite, a fost al Radu. Și a ajuns la mine. Așa, româno-sovietice, bla bla. Nicolae Teclu. Astea au fost toate 10 lei. Și am mai luat PlayStation 2 ăsta silver. Așa, un pic mai greu de găsit. Și să arate cât e cât ok. Nici asta nu arată tare ok, dar l-am completat. Așa, cred că am și un card de memorie silver și un controller RAM. Da, o să vedeți în videoclipul de test la el. Am făcut un short pentru asta. Cam astea au fost achizițiile din ultima perioadă de timp, o parte din ele. Asta a fost 50 de lei. Și în continuare o să vă mai arăt încă două PS3-uri cumpărate tot acum ceva timp. Fix în weekendul în care am prima dată să vând. Atunci n-am apucat să filmez numai foarte puțin când eram la vânzare. O să văd ce o să fac cu video-ul ăla. Da, bun, cam astea au fost o parte din achiziții. Urmăriți în continuare să vedeți și testul de consolă la cele două PlayStation 3. Bun, ia să vedem dacă funcționează consolele. Am luat un Super Slim, un Slim, fiecare a fost 50 de lei, într-o condiție destul de bună, mai au ceva julituri, dar arată ok. Partea bună e că asta primește curent, e dacă și merge. Pare că n-am semnal video. Ah, ba nu. E ok. Ia să vedem ce conturi pe ea. Sunt curios dacă e cu hard disk de 12. 8-a, 9-a. Mă, asta... aproape bine. User Dani. Să vedem. Tătuit unde e.
Uite, mă, că e cu hard disk de 500, perfect. Deocamdată s-o merita 50 de lei. Nu mi-am pus niciun joc ca ce pe lângă mine. Urât din partea mea. Bun. Vedem dacă citește și... Probabil că-i dus o unitate optică. Nu-mi prea place cum sună. Acolo. M-am pus GTA asta să încarcă. Aia. Asta vrea să-l instaleze, să bla bla. Trebuia să caut un joc. Da, bun. Asta a fost prima consolă. Trec la următoarea. Asta e un pic mai bătută de soartă, dar nu tare. Că primește curent. Avem și un mic bonus. Asta iară e cu limba germană. Hardul de 320, perfect. Discul l-a luat ok, fără gălăgie, fără nimica. Unde e limba? Doiște. Punem noi la ceva mai cunoscut. Măcar are și jocuri cumpărate de păstor, cred. Thank you.
Na bun, cam asta a fost testul. Discul ia ok. S-au meritat banii. 50 de lei fiecare, nu a fost preț rău.